Bună ziua tuturor! În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc că sunteți astăzi la Aeroportul Internațional Maramureș. Este un moment important pentru noi, pentru maramureșeni și pentru această zonă a țării. Și permiteți-mi să mulțumesc premierului Nicolae Ciucă pentru prezența astăzi aici la aeroport și pentru programul pe care îl vom avea în județul Maramureș astăzi și mâine. De asemenea, mulțumesc ministrului de interne, domnul Lucian Bode, pentru că este alături de noi ori de câte ori îi cerem ajutorul și nu de acum, de foarte, foarte mult timp. Astăzi este un moment important, așa cum spuneam mai devreme, pentru că vorbim despre noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Maramureș, un terminal important pe care îl așteptăm de foarte, foarte mult timp și trebuie spus că din 2016 este deschisă această axă de finanțare și doar după ce am preluat președinția Consiliului Județean Maramureș s-a concretizat acest proiect important. Am trecut de toate etapele, de la documentații refăcute până la depunerea cererii de finanțare. Suntem în licitație publică cu noul terminal pentru că am dorit să scurt-circuităm timpul cât mai mult pentru că nu avem foarte mult timp pentru a finaliza acest proiect. Și am făcut toate aceste demersuri în ultima perioadă, astfel încât toate documentele să fie în regulă, clarificările pe care Ministerul Transporturilor ni le-a cerut să fie în concordanță cu ceea ce trebuie, astfel încât să putem atrage primul proiect pe fonduri europene, finanțat 100% din fonduri europene, pentru Aeroportul Internațional Maramureș. Și spun primul pentru că celălalt, pentru extinderea pistei, a fost un proiect eșuat pe fonduri europene și, în cele din urmă, finanțat prin fonduri guvernamentale. Dar pentru Consiliul Județean Maramureș și pentru mine, cel mai important lucru în acest mandat este și sunt atragerea de fonduri europene. Chiar dacă am început mandatul fără prea multe documentații pregătite, fără proiecte majore pregătite, iată că astăzi pentru Aeroportul Internațional Maramureș avem finanțări asigurate de peste 50 de milioane de euro. Vorbim de 30 de milioane de euro în noul terminal de pasageri și încă 20 de milioane de euro pentru dotări suplimentare pentru securitatea Aeroportului Internațional Maramureș. Acest proiect major completează celelalte proiecte majore, cum este podul peste Tisa, cum sunt centura metropolitană, drum expres și alte proiecte la care lucrăm în valoare de peste 1,7 miliarde de euro. Dacă la începutul mandatului am spus că obiectivul este să atragem 1 miliard de euro în Maramureș, astăzi suntem deja cu proiectele undeva la 1,7 miliarde de euro și vom continua pe acest trend și în următoarea perioadă. Îi mulțumesc încă o dată primului ministru pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat și mi-l acordă în proiectele de dezvoltare a județului Maramureș. Mulțumesc Ministerului Transporturilor pentru toate parteneriatele pe care le avem pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Maramureș, infrastructurii feroviare, dar și pentru celelalte proiecte pe care le avem cu Ministerul Transportului, implicit pentru proiectele pe care le avem pentru noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Maramureș. Și mulțumesc, evident, echipei de proiect care a lucrat în ultima perioadă zi și noapte ca să putem astăzi să spunem că avem contractul finalizat pentru terminalul nou de pasageri al Aeroportului Internațional Maramureș. Săptămâna viitoare va fi finalizat și contractul numărul 2, cel de 20 de milioane pentru siguranță aeroportoară și mai pregătim o cerere de finanțare mai micuță pentru drumuri perimetrale și remisa PSI. Îi dau cuvântul domnului prim-ministru Ionel Nicolae Ciucă
pentru a vă adresa câteva cuvinte. Bună ziua, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, domnule primar, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că am reușit să găsim o fereastră de timp astăzi după ce am finalizat ședința de guvern în care am aprobat ordonanța de urgență pentru rectificarea bugetului pe anul 2022, să ajungem la Baia Mare și de asemenea să avem planificate mai multe activități în județul Maramureș. Și am promis domnului președinte Ionel Bogdan de mai mult timp că vom ajunge și la Maramureș, ținând cont de faptul că, așa cum a expus, sunt o serie de proiecte pe care le-a asumat la nivelul Consiliului Județean. Sunt o serie de proiecte care au nevoie de sprijin guvernamental. Sunt mai multe obiective economice la nivelul județului pe care dorim să le vedem și, în sensul acesta, este și cel mai tânăr președinte de Consiliul Județean din țară. Cred că după ce am fost în mai multe județe, pot să văd în ce fel funcționează entuziasmul tinereței și modul în care reușește să coaguleze energia celor cu care lucrează în echipa dumneavoastră pentru a-și îndeplini obiectivele și responsabilitățile cu care a intrat în campanie și pentru care au fost aleși de către cetățenii din județul Maramureș. Ceea ce doresc să subliniez este că, într-adevăr, sunt aceste proiecte care sunt deosebit de importante pentru maramureșeni. Dezvoltarea capacității aeroportului din Baia Mare este evidentă, ținând cont de relevanța economică pe care a căpătat-o și pe care, cu certitudine, autoritățile locale doresc să o dezvolte. Pentru aceasta este nevoie de infrastructură aeroportuală, este nevoie de infrastructură rutieră, este nevoie de infrastructură feroviară. La nivelul Guvernului am sprijinit de fiecare dată aceste proiecte. Iată, se asigură finanțările necesare, astfel încât ele să poată să înceapă, dacă nu mă înșel, săptămâna viitoare, pe 22, contractul urmează să fie, studiați-mă, ofertele urmează să fie deschise, iar finalizarea proiectului să se realizeze până pe 31 decembrie anul viitor. Sunt celelalte elemente de dotare tehnică într-un alt proiect. Sunt, încă o dată, elemente prin care ne dorim ca, prin aceste obiective, să reușim să continuăm să sprijinim tot ceea ce înseamnă componenta economică, investițională și, desigur, să facilităm activitatea economică a întreprinzătorilor din municipiul Baia Mare și din județul Maramureș și, totodată, să asigurăm acel sistem prin care acel sistem de infrastructură pe care l-am menționat mai devreme, prin care sau fără de care economia nu se poate dezvolta. Este cât se poate de important să subliniem că, dincolo de aceste obiective, sunt obiectivele de infrastructură mare care, cu certitudine, vor pune o amprentă în ceea ce înseamnă dezvoltarea zonală, dezvoltarea regională. Sunt proiectele pe care, la nivelul Guvernului, după cum foarte bine știți, deja le-am semnat. Discutăm de autostrada A7 de la Ploiești la Pașcani. Discutăm de autostrada care leagă Târgu Mureș de Târgu Neamț. Discutăm de dezvoltarea infrastructurii portuare. Am semnat deja la nivelul Guvernului prin Ministerul Transporturilor elementele de dezvoltare a infrastructurii în portul Constanța și portul Galați. De asemenea, infrastructura feroviară se află pe agenda de priorități în agenda guvernamentală.
Le-am amintit pe toate pentru că mai devreme domnul președinte al Consiliului Județean a menționat podul peste Tisa, este un pod foarte important care leagă România de Ucraina și facilitează tot ceea ce înseamnă componenta aceasta de facilitarea transportului și de schimburi economice. Este de asemenea un lucru care a ferat cu ecartament larg, care va fi finalizată și va avea o importanță în tot ceea ce înseamnă în partea aceasta de conectivitate și de sprijin pe care noi, ca țară, am dorit să o realizăm în sprijinul autorităților și cetățenilor ucraineni și, desigur, să putem să sprijinim efortul care se face la nivelul Uniunii Europene, la nivel internațional, pentru a sprijini cât mai bine posibil guvernul ucrainean și cetățenii ucraineni. Ca atare este o vizită care se va încheia mâine după amiază și sper ca în tot acest interval de timp să avem posibilitatea să vedem lucrurile bune, dar și lucrurile care nu au reușit să atingă acel nivel de ambiție pe care autoritățile locale și le-au propus, sau obiectivele pe care și le-au asumat și nu au reușit să le realizeze și să vedem în ce fel putem să găsim soluții pentru a-i sprijini. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru, din partea primarilor din Maramureș, vreau să fac un gest simbolic și să vă ofer simbolul nostru al primarilor și să vă dați la... Mai sunteți și noi în această țară, așa cum de fiecare dată țară dată sunteți în rezonanță cu noi, cu autoritățile locale. Deci, atitudinea nu uită în domnul primar. Domnule prim-ministru, o întrebare.